Parlamentarii plătiți din bani publici ar trebui să fie în slujba cetățenilor, așa cum au declarat cu fermitate în fiecare campanie electorală. Câți dintre ei își respectă însă toate promisiunile? Zilnic analizăm activitatea unui deputat sau senator. La final, rămâne să decideți dumneavoastră câți politicieni s-au ținut de cuvânt. Astăzi o avem în vizor pe Luminița Maria Jivan, aleasă în circumscripția electorală numărul 11 Caraș-Severin pe listele PSD. Este unul dintre politicienii din generația tânără. Acesta este primul său mandat. Înainte să ajungă în Camera Deputaților, Jivan a fost director de sucursală la o bancă din Reșița, director de cancelarie la prefectura Caraș-Severin și director de cabinet al președintelui Consiliului Județean Caraș-Severin. Luminița Jivan a luat exemplul colegilor mai în vârstă când vine vorba despre pierderea timpului la locul de muncă. Iată ce spun statisticile oficiale despre activitatea deputatului PSD Caraș-Severin. 2 luări de cuvânt, 10 întrebări și interpelări, 25 de propuneri legislative, din care 3 promulgate legi. Cele 2 luări de cuvânt ale Luminiței Jivan au însumat fabuloasa durată de 37 de secunde. A vorbit la depunerea jurământului și la o ședință comună de anul trecut, când totul s-a rezumat la pronunțarea propriului nume. Eu, Jivan Luminița Maria, deputat ales în circumscripția electorală numărul 11 Caraș-Severin, jur credință patriei mele România, jur să respect Constituția și legile țării, jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României. Jur să mă îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor, așa să-mi ajute Dumnezeu. Una dintre sarcinile obligatorii ale parlamentarilor este participarea la vot. Mirare sau nu, nici măcar de acest aspect nu este interesată deputata PSD Caraș-Severin. În acest mandat a avut 1.288 de voturi. Aceasta înseamnă că prezența sa la vot este de doar 38%. Chiar dacă nu muncește nimic, indemnizația vine lună de lună. Jivan este remunerat lunar cu 10.003 lei. Dacă nu prea dă nimic pe electorat și pe munca de deputat, cel puțin aduce o sanale partidului. Iată ce înseamnă pentru Jivan PSD. Nu e un partid mare, cum spune lumea. E o forță, dragii mei. Am văzut la oaltă foarte multe doamne deconcentrate. Am văzut la oaltă foarte multe primărițe, viceprimărițe. Dar pe de altă parte îmi face o deosebită plăcere să văd primarii că sunt aici și le susțin. Că ne susținem unitații. Este și o înfocată admiratoare a Vioricăi Dăncilă. Dovadă stau numeroasele fotografii împreună cu aceasta. Dacă în plenul Camerei Deputaților este total inactivă, rețelele de socializare postează zilnic din marile realizări ale guvernului. Acum să vedem care sunt punctele tare ale deputatului din Caraș-Severin, fidelă partidului și fără probleme de integritate. Punctele sale slabe sunt următoarele: propuneri legislative foarte puține, luări de cuvânt în număr extrem de redus, dezinteres pentru comunitate și prezență foarte slabă la vot. Pentru activitatea sa din acest prim mandat, din decembrie 2016 și până în prezent, îi acordăm nota 4 deputatului PSD Caraș-Severin, Luminița Jivan.